Dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ eliberat de către Casa de Sănătate potrivit fiecărei categorii de persoane. Documentele care atestă această calitate pot fi cardul de sănătate, certificatul de naștere sau actul de identitate, după caz, acte eliberate de către Casa de Asigurări de Sănătate. În funcție de situație, documentele care atestă calitatea de asigurat sunt cardul de sănătate, documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calității de asigurat de către furnizorii de servicii medicale, certificatul de naștere sau actul de identitate pentru copiii în vârstă de până la 18 ani și adeverința de asigurat eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate pentru următoarele categorii de asigurați. Pentru asigurații care refuză din motive religioase sau de conștiință primirea cardului național, pentru persoanele asigurate care nu au primit cardul și care nu facă dovada calității de asigurat și pentru persoanele care solicită emiterea cardului duplicat. Și persoanele care nu realizează venituri pot obține calitatea de asigurat. Acestea trebuie să completeze și să depună o declarație, dar și să achite contribuția de sănătate. Plata însă se va face la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt. Ulterior vor fi prezentate la Casa de Asigurări de Sănătate dovada plății contribuției, copie după actul de identitate, dar și după declarația depusă la finanțe. Cuantumul lunar va fi în valoare de 10% din salariul minim pe economie. Persoanele care nu realizează venituri și doresc să obțină calitatea de asigurat trebuie să se prezinte la administrația financiară pentru a depune declarația și pentru a achita contribuția de sănătate. Ulterior, se vor adresa casei de asigurări de sănătate cu o copie a declarației depuse la finanțe, copie după actul de identitate și dovada plății. Se vor adresa de asemenea casei de asigurări de sănătate în vederea obținerii adeverinței de asigurat și bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, femeile însărcinate sau lăuze care nu realizează venituri, precum și persoanele care, deși au calitatea de asigurat, în urma accesării instrumentului electronic de verificare a calității de asigurat, figurează neasigurat. Codul numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale va fi suficient pentru verificarea calității de asigurat. Persoanele care se află însă în incapacitatea de a se deplasa la casa de asigurări pot primi adeverința de asigurat prin corespondență.